Uite, provița de jos. Andrei sunt eu. Monica. Florin, să rămână. Wow. Poftiți în pivniță. Noi am venit pentru gogoșari. Pentru gogoșari în sos. Da. Sunt gogoșari. Mamă. Băi, omul, eu n-am gustat în viața mea așa ceva, jur. Știi vorba aia românească? Întinge în sos? Întinge în sos. Cu mâna. Cu mâna, mă, Andrei, mă. Îmi pare rău, am recuzită special. Eu țin ăsta și îl duc la București la analiză. Da, da, foarte mic, da? Să rămână. Să rămână. Mai aveți un borcan? Că s-ar putea să nu ne ajungă asta. Da, mai am analiză. Și vă mai dau un borcan, da? Da, da. Vă mulțumesc pentru toate acestea. Și eu vă mulțumesc că ați venit la noi. Trei și din Constanța. Peltea e fiertura cu zahăr, știi? Adică pelteaua e peltea, Andrei. Nu poți să faci din orice peltea. Eu sunt Andrei, el e Florin, scrie. Unde e pelteaua? Să rămână. Foarte tare, pentru că dintr-o gutuie gâlbuie iese o dulceață rozalie. De câți ani faceți pelteaua? De 25 de ani o fac. La fel? La fel. Îți mulțumesc eu frumos mulțumesc. Și pentru tratație, și pentru peltea. Și eu vă mulțumesc. Și mai ales pentru fetițe. Analizăm și fetițele. Să căutăm gogoșarii. Haideți la cămar. Gogoșarii. Da. La ce îi mâncați cel mai des? La friptură. Dulceață de soc? Mamă, cum e, nu cred. N-am mâncat în viața mea. Gogoșarii? Aștia sunt gogoșari. Gogoșar, ulei, oțet. Boabe de muștar, foi de dafin. Ulei de floarea soarelui sau de măsline? Floarea soarelui. Uleiul de măsline îi schimbă gustul. Să-l duc la București, îl băgăm în analize. Vedem dacă dumneavoastră sunteți fericit la câștigătoare. Dar eu vă recomand să faceți ceva și cu dulceața aia de soc. Aia ne-a cam schimbat viața.